În a doua jumătate a secolului IV se cunosc numele unor creștini martirizați din ordinul conducătorilor goților, cel mai important fiind Sfântul Sava de la Buzău. Moaștele sale au fost cerute și obținute de Sfântul Vasile cel Mare și transferate în Capadocia de Iunius Soranus, guvernatorul Dobrogei, fiind însoțite de o scrisoare a episcopului Vetranion al Tomisului către biserica din Capadocia. Documentul este prima scrisoare alcătuită pe teritoriul românesc ce se păstrează până astăzi. Dar iată ce afinități fenomenale are istoriei. Cum a putut fi prezent cuvântul lui Dumnezeu în teritoriile noastre ale Daciei, mărturisite și de către romani sau de către neamuri care au venit aici să cucerească cetăți, să cucerească teritorii și au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și au schimbat firea. Iată, s-au întors din acest cerc fenomenal care l-au făcut prin cadrele topografice ale Europei, au venit în sudul Dunării, au intrat într-o afinitate cu lumea romanică, au primit iar demnități romano-bizantine, au intrat în coliziune cu ei, au înaintat către Roma și au ajuns înapoi acasă cu cea mai mare bogăție istoriei, care a fost creștinismul, care i-a așezat și i-a reafinizat cu celelalte neamuri, cu noi înșine sau cu ceilalți care am fost prezenți în aceste teritorii. Martirii mai târziu, martirii din aceste teritorii, martirii de la Niculițel, foarte bine cunoscuți, mai ales după anul 1970-1971, Zoticos, Atalos, Camasis, Filipos, Filip, iată, alte înrudiri ce ne amintesc de cei ce au trimis cuvântul lui Dumnezeu, l-au mărturisit în aceste teritorii. Ce mărturii mai concludente despre viața aceasta creștină le oferă decât propria lor viață, propria lor mărturisire până la moarte, așa cum o demonstraseră și înaintașii lor. Din anul 43, când a început marile persecuții asupra creștinilor, și până în anul 361, în timpul lui Iulian Apostatul. Chiar în timpul lui Iulian Apostatul este cunoscut un martir în teritoriile dacoromane. Emilian de Durostorum se răscoală împotriva propriilor săi ofițeri și dărâmă cu ciocanul statuile zeităților vremii respective. A plătit cu viața, dar și-a mărturisit credința, a refuzat să aducă asevie zeilor, să jertfească zeilor, așa cum nenumărați martiri oameni din aceste teritorii au reușit să o facă și și-au mărturisit credința și au rămas înscriși în calendarele noastre, în sinaxarele, de mai târziu, sau în calendarele noastre cu roșu, ca îndreptare ale dreptei credințe, ale bunei credințe unui neam intrat în istorie sub auspiciile creștinismului. Montanius și soția Maxima, înecați în Dunăre, iată, în aceste teritorii dunărene, pentru credința lor. Ce reverberație va fi produs cuvântul lor în rândurile cetățenilor, unii dintre ei păgâni, așa cum mai târziu și generalii unităților romane au demonstrat-o, cum a demonstrat-o Sfântul Gheorghe, nu în timpul Diocletian, sau Sfântul Dimitrie, la fel. Sfântul Dimitrie, care era general roman, prefect al pretoriului, și a mărturisit cuvântul lui Dumnezeu în fața soldaților. Câți dintre ei, văzându-i credința, văzându-i moartea martirică, au rămas amprentați și au rămas cu totul mișcați de o asemenea condiție interioară a mărturisirii credinței în Iisus Hristos, Cel care a salvat lumea, a schimbat lumea. Mulți dintre ei au trecut la credință și au mărturisit credința și confraților săi și a devenit simptomatic lucrul acesta. Acest fenomen mărturisitor de martiri ai lui Hristos, martire ero, mărturisitor prin viețuirea lor, prin viața lor oferită lui Hristos. Iată acte fenomenale ale istoriei care au schimbat pământul acesta în cuvântul lui Dumnezeu. Izvoarele hagiografice ne prezintă o arie misionară mult mai largă decât cea amintită atât de succint de Eusebiu de Cezarea. Ea cuprindea provinciile de nord-vest ale Asiei Mici, adică Pontul și Bitinia, peninsula Balcanică, Tracia, Macedonia, Tesalia, regiunile dunărene, sudul Rusiei și țărmul sud-estic al Mării Negre. Un aport remarcabil la romanizarea Daciei Pontice l-au avut și episcopii de Tomis. Acești episcopi vorbeau și scriau latinește.
Cei mai mulți știau și grecește, ei săvârșeau serviciile liturgice și își desfășurau opera misionară în limba latină. La început, creștinismul, așa cum se cunoaște foarte bine, a intrat sub o interdicție, sub presiuni ale istoriei. Așa cum s-a demonstrat în lumea iudaică, începând cu Sfântul Ștefan, până sub urmașii acestora, primul episcop al Ierusalimului, martirizat Sfântul Iacov. Apoi, în lumea romanică, toate celelalte religii aveau libertate. Era un mixtum religios. În panteonul roman erau așezate 100 și ceva de zeități care încercau să vindece lumea romană moral, religios, sufletește și nu reușeau. Pe la Isis, Osiris, până la Mitra și celelalte așezați, nu reușeau. Toate aveau libertate. Unele dintre ele cu practici morale, cu totul imorale, cu ceva inadecvat sufletului, în relația dintre suflet și trup. Este mărturisit, este evident faptul că lumea romană cunoștea însă și o derută fenomenală în viața lor morală și nu puteau fi vindecate de aceste zeități. Cu toate acestea, creștinismul care aducea sănătate spirituală duhovnicească a intrat sub interdicție încă din timpul lui Claudius, care a dat chiar un edict de interzicere. Mai târziu, împăratul Nero, 54-68, este primul care dă un edict direct. Non licete se vos, nu vă este permis să existați. Iată, din 54-68, în perioada aceasta, în care s-au sfârșit și au dat viața martirul și cei doi mari apostoli, apostolul Petru și Pavel, și până în anul 361, în timpul lui Iurian Apostatul, au stat sub această interdicție aproape continuă, cu mici perioade de libertate sau de cer senin pentru propria lor viețuire. Sunt cunoscute peste 7 milioane de martiri. Oameni care, necunoscuți cu numele, urmărim în calendarele noastre câțiva martiri zilnici, 2, 3, 4, câți încap în spațiul respectiv. La sinaxarele uneori amintesc multe asemenea nume, sau unii necunoscuți cu numele. Martiri necunoscuți care au dat mărturie propria lor viață pentru Hristos. Încreștinarea masivă a strămoșilor noștri a avut loc mai cu seamă după retragerea aureliană din anul 272. Progresul învățăturii creștine în această perioadă se explică prin faptul că, acum, creștinii prezenți în Dacia își puteau manifesta liber credința, nemai având teama autorităților romane care considerau credința creștină ca fiind ilicită. Pe lângă acești prim monahi, Epictet și Astion, pe teritoriul Dobrogei, iar mai pe urmă în regiunea Buzeului, au venit așa numiți monahi audieni. Este vorba de un întemeitor de tradiție monahală din Siria, ținutul Mesopotamiei, Audius. Acest Audius a întemeiat o ramură monahală destul de severă și acești monahi, după hotărârea de la Sinodul de la Nicea să se serbeze Paștele după lună plină și după echinocțiul de primăvară, în prima duminică care urma după lună plină și echinocțiul de primăvară, ei n-au ținut această hotărâre și respectau mai mult tradiția quartodecimană, și anume prăznuiau Paștele pe 14 Nisan. Și datorită acestei realități, cât și unor alte probleme legate de organizare și disciplină, ei au fost alungați de către împăratul Constanțius al II-lea, care a murit în anul 361, deci înainte de jumătatea secolului IV, au fost alungați, exilați, cum ar veni, în Dobrogea. Și ei s-au mulțit și din Dobrogea ei au trecut chiar și în regiunile Buzăului de astăzi, astfel că în secolul IV, în aceste regiuni se aflau goții. Și să nu uităm, și această este o realitate importantă, începutul creștinismului pe teritoriul patriei noastre ține și de prezența goților, care s-au încreștinat și în mare parte în secolul al IV-lea, prin celebrul lor apostol Ulfila, care a fost botezat la Constantinopol, și care a răspândit creștinismul traducând în limba gotă chiar scrieri importante pe lângă Sfânta Scriptură. Toată această realitate, iată, ne vorbește despre o prezență monahală în ținuturile Buzeului de astăzi și aceste tradiții monahale se păstrează chiar și în nordul Carpaților, spre exemplu de
nu de multă vreme s-a descoperit la Șinca Veche, lângă Făgăraș, o grotă, lângă cetatea dacică, păstrată acolo, care atestă prezențe foarte, foarte vechi monahale în acea zonă. Specialiștii se mai ceartă încă pe datarea acestei grote, dacă ar fi mai veche de secolul X sau IX, dar sunt unii care o aduc până în secolul al IV-lea, ceea ce ne arată tot la fel o realitate, și anume faptul că abia suntem la începuturile descoperirilor, pentru că abia în ultimii 20-30 de ani Pământul a scos la iveală o multitudine din cele pe care le-am amintit mai devreme. Ar mai trebui poate să amintim pentru vechimea creștinismului pe teritoriul patriei noastre și argumentele pe care lingviștii le-au adus în această perspectivă. Și aici nu mă rămâne decât să amintesc faptul că principalele elemente ale credinței creștine, și anume elemente care țin chiar de, nu de organizarea bisericească, ci care țin, să zicem, de primele concepte creștine, și anume creștin, cum spui creștin, Christianus, sau cum spunem cruce, crux, remarcăm că majoritatea, înger, angelus, toate marile concepte vin de la limba latină, ceea ce ne arată că este o fază premergătoare a creștinării noastre în care se vorbea limba latină, iar acest lucru s-a întâmplat numai prin prezența romană din secolele 2-3 și bineînțeles și prin continuitatea care a avut loc în secolele următoare, dar toate aceste concepte care se referă la termenii primarei credinței și nu la organizarea bisericească de mai târziu, ne demonstrează faptul că ne aflăm în fața unui creștinism cu origini foarte, foarte vechi. Un număr de inscripții creștine în limba latină, cele mai multe cu caracter funerar, dar și din alte domenii, întinzându-se din secolul al IV-lea până în secolul al VI-lea, descoperite în fosta Dacia Felix, dar mai ales în Sciția Minor, atestă o romanizare intensivă în toate sectoarele vieții, religios, economic, social, militar și cultural.